Vă salut! Astăzi aș vrea să vă arăt detectorul de metale AU Gold Finder, produs de Nocta Macro. Acesta este un detector de metale profesional, specializat pe detecția aurului aluvional. Este un detector cu o frecvență de 56 de kHz, ce poate funcționa cu 3 moduri, unul dintre ele specializat pe adâncime, altele pe rapiditate și stabilitate. Are un indice de protecție împotriva apei de IP54. Este aparatul perfect pentru detecția aurului aluvionar sau obiectelor din aur de mici dimensiuni. Haideți să vă arăt câteva din funcțiile lui și cum se folosește. Pachetul conține următoarele. Detectorul, căștile audio cu fir, manualul de utilizare în limba engleză, două bobine, bobina AU26 pentru detecția aurului aluvionar la adâncime maximă și o bobină mai mică pentru detecția lui în spații înguste sau pentru obiectele cele mai mici. Are cea mai mare sensibilitate la ținte foarte mici. Și o curea pentru prinderea unității la curea, la brâu. Bateriile, șuruburi de prindere și o curea pentru cotieră. Aceasta este interfața detectorului. Este o interfață complet analogică pentru a obține cât mai mult din setările lui. Ca să pornim detectorul, rotim butonul ON, OFF, care este și pentru ajustarea volumului audio. Prima oară ne alegem modul de detecție. AU Gold Finder are 3 moduri. All Metal pentru maxim de adâncime, dar fără discriminare, Disc 1 Fast și Disc 2 Deep. Disc 1 Fast vă permite să mergeți cu un pas mai rapid și să detectați în zone cu multe resturi metalice feroase. În acest mod, detectorul va avea o viteză de reacție mult mai bună și va identifica foarte ușor un cui lângă un obiect de aur sau neferos. Dar nu va avea o adâncime foarte bună. Și Disc 2 Deep este un mod mai lent care are dezavantajul că va trebui să vă mișcați mai ușor cu bobina peste ținte și un cui ar putea să mascheze un obiect din aur sau un obiect neferos. Acest mod deep se folosește în zone unde terenul este foarte curat, iar modul fast se folosește în zone cu teren mai poluat. All Metal se poate folosi în zonele cu teren curat, dar rețineți că va suna la fel pentru toate tipurile de metale. Noi putem alege oricare dintre aceste moduri. Vom alege modul Deep. Ground Balance-ul este reglajul de calibrare a solului. Ca să eliminați minereul din sol, din solurile cu mineralizare feroasă, va trebui să ajustați acest potențiometru până când interferența din sol este eliminată. Mai aveți un boost audio, este o setare care influențează doar tonul audio, adică puteți amplifica sunetul audio emis de țintele foarte slabe sau de obiectele foarte mici. Tracking, on-off,
are decât două valuri, pornit și oprit. Tracking-ul este o autoacordare a detectorului, puteți să o înțelegeți ca pe o calibrare a solului, dar este o calibrare care se face odată la câteva secunde și restabilizează detectorul. Se folosește în zone unde mineralizarea din teren fluctuează foarte rapid și nu se poate calibra odată la câțiva metri detectorul. Acolo activați tracking și detectorul face automat lucrul ăsta. Rețineți că tracking poate să mai fure un pic din adâncimea detectorului, așa că nu este recomandat să-l folosiți în permanență decât când este nevoie. Disk filter, acesta este filtrul de discriminare a metalelor. Adică dacă îl setezi undeva pe la 10-15, detectorul va ignora obiectele din fier și va suna doar pentru obiectele neferoase. Adică dacă testez cu un obiect din cupru, acesta îmi sună, dar cu un obiect din fier, cum e acest cui, pot să-l elimin complet. Deci acest cui va suna undeva până pe la 20. Cum am trecut de 20-25, acesta este complet ignorat. Obiectele din fier curat sau noi pot avea valori ceva mai mici, dar metalele din fier ruginite pot avea valori mai mari. Adică este posibil să aveți nevoie să setați disk filter peste 30, peste 35 în cazul în care sunt foarte multe gunoaie metalice. Rețineți că dacă îl setați prea mult, este posibil să pierdeți obiectele mici, cum e această pepită, sau mici bijuterii de aur, care au valori destul de mici. Sensibilitatea detectorului este practic puterea lui. Când este setat la maxim, veți avea adâncimea maximă a detectorului, dar este posibil să primiți mai multe interferențe, așa că este câteodată este necesar să o reglați un pic mai jos. Pe la 9 este perfect. Threshold este pragul de sunet. Un nivel normal la pragul de sunet se setează undeva pe la mijloc. Oricum, threshold-ul funcționează doar în modul all metal. Deci, zgomotul de fond este ajustat mai încet ca să faceți detectorul mai liniștit, sau puteți să-l reglați mai tare ca să îl faceți mult mai sensibil. Cea mai bună setare e undeva pe la mijloc, unde e abia auzibil, dar nici oprit complet. Mai aveți încă o setare, ISAT și IMASC. ISAT reglează detectorul în modul all metal, îl stabilizează pe terenuri dificile, și IMASC ascunde influența minerală dată de obiectele din fier. Și aici este portul jack pentru căștile audio. Mai aveți încă un reglaj sus pentru ton audio cu pentru sunet cu un singur ton sau cu două tonuri. Cam pe aici o ia. În jur de 15 cm jumate.
fii. Deci, un 13 cm. Deci, abia începe să-l ciupească pe la... ...21 de centimetri, dar e abia ciupit. Și sună bine. La vreo 16 centimetri. Deja când e în tonul ăsta, e la fel de sensibil ca la modul de discriminare. La modul de discriminare sună doar când semnalul e 100% clar. Când e între și între, adică nu e 100% semnal, modul de discriminare nu emite nimic. Anita Hightech le recomandă detectorul AU Goldfinder profesioniștilor și prospectorilor pentru detecția aurului aluvionar de foarte mici dimensiuni. Acesta este cel mai bun detector în materie de detecția aurului aluvionar. Are o garanție de 2 ani, transport gratuit și poate fi achiziționat și în rate sau cu plata ramburs la curier.